veche, Otilo, aveți nu mai place. Dintre afară, dumneavoastră nu merge așa. Cea mai mică conștientizare a faptului că asta nu e despre câți și voiculești și cioloși și ce mai sunteți dumneavoastră acolo și barni, ci asta este despre asumarea guvernării, în afară de ambâț pe care îl rostiți invocând cuvântul demnitate, altceva vă mai preocupă? Că totuși știrea când s-or așeza lucrurile acestei perioade este că dumneavoastră, cei de la USR Plus, v-ați aliniat în spatele acestui individ, Vlad Voiculescu, și nu l-ați dat dumneavoastră afară. Lucru care ar fi fost responsabil față de guvernare și față de țară. Și o țineți una și bună cu ambâțul că vi l-a dat Câțu afară. Răspunderea totuși pentru numirea acestui individ și pentru cele 4 luni ale lui la Ministerul Sănătății va aparține. În clipa Zanfie. În care ați constatat, să termin și eu exemplele, vă rog, în clipa în care ați constatat dezastrul domniei sale, vi l-ați asumat, că nu l-ați retras singur. În clipa în care ați văzut cum habar nu are cum sunt îngropați oamenii în această țară, că n-a catadixit să citească și mai e și arogant și obraznic și minte cu nerușinare, n-a zis, aoleu, mamă dragă, mama mea, mama USR-ului și tatăl USR-ului, cum vreți dumneavoastră, pe ăsta trebuie să-l retragem rapid? Că ăsta nu știe cum sunt înmormântați oamenii din țara lui și e ministrul sănătății. Când ați văzut că este obsedată secretara lui de stat, care conducea de fapt ministerul, de lockdown național, n-a zis, măi dragă Vlad, mai întreabă-mă și pe noi, că poate nu suntem de acord cu lockdown și nu ne dorim din tot sufletul. Deci tot ce a făcut Vlad Voiculescu, vă asumați în momentul ăsta și vă aduc aminte că emblematică este declarația prietenului dumneavoastră Barna și șefului dumneavoastră de partid Barna după evacuarea pacienților de la Foișor, când a stat lângă Vlad Voiculescu și s-a dus și peste conferința de presă și tot să și-l asume, spunând că ce s-a întâmplat la Foișor cu pacienții scoși pe pătura afară din spital și dați în portbagajul mașinilor lor de acasă, este un cost asumat. Din punctul meu de vedere, domnule Ungureanu, despre asta e vorba, de ambâțul pe care îl trăiți în momentul de față.